Bună ziua, bine v-am regăsit. Ne uităm și astăzi către Ucraina și la ce se întâmplă lângă țara noastră. Ucrainenii rezistă eroic asaltului armatei ruse, însă oamenii continuă să fugă unde văd cu ochii. Avem parte de o criză umanitară, dar în același timp, criza de mediu din Ucraina nu rămâne doar în Ucraina. Mai ales că rușii trag inclusiv spre centralele nucleare și încă este neclară situația de la Cernobâl. O scurgere de material nuclear sau alte substanțe din depozitele cu reziduri radioactive ar crea un dezastru umanitar enorm în această regiune, pe lângă efectele grave pe care le-ar avea asupra mediului. Discutăm imediat despre toate acestea și vedem care este strategia militarilor ucraineni pentru perioada următoare. Însă, pentru început, aș vrea să vorbim cu oameni despre oameni. Oamenii care au fugit din calea bombelor și astăzi sunt în siguranță aici, pe pământul Uniunii Europene. Anastasia a locuit la Kiev până acum câteva zile, iar astăzi viața ei s-a schimbat total. Bună seara, Anastasia! Good evening! Dobrovecer! Dobrovecer! Anastasia, cum arăta Kievul înainte să pleci tu de acolo? Și aș vrea să ne spui cât timp ți-a luat până când ai luat această decizie de a pleca din orașul în care ai locuit atâta timp. Kiev a fost unul dintre cele mai bune orașe pentru mine. A fost visul meu să trăiesc în Kiev de când sunt copil, pentru că m-am născut în sudul Ucrainei. Și acum 5 ani am trăit în Kiev și a fost fantastic. Are o istorie lungă și oamenii sunt foarte primitori. Avem cultura noastră, am avut cultura noastră și a fost, este mare, dar a fost foarte confortabil și a fost căminul meu. Decizia a fost o decizie foarte grea să părăsesc orașul, dar mi-a luat 3 zile să o fac, deoarece am realizat că au început să bombardeze tot ce era în jur, casa mea. Iar atunci când am avut această oportunitate să plec de acasă, până când mi-au bombardat casa, am luat-o. Deci, practic, o bombă trimisă de armata rusă a ajuns în casa ta. They start bombing near my house. Au început să bombardeze aproape de casa mea. Dar nu știu dacă este sigur acum, nu sunt sigură că a rămas, că este în momentul acesta cum era înainte. Dar sper că într-o zi mă voi putea întoarce și că va fi așa cum a fost înainte. Spune-mi, te rog, Anastasia, când ai ajuns în România și cât de lung și cât de greu a fost drumul până aici? Eram cu prietenul meu când am plecat din Kiev și am ajuns la stația de tren cu mașina. Am lăsat totul acolo pentru că parlamentul nostru a spus că vom avea o limită de stat afară timp de 2 zile și că nu vom putea să plecăm din oraș după. Mi-a luat 2 zile să ajung la Odessa și de la Odessa ne-am mai luat câteva ore să ajungem la Ismail. Deci ne-a luat mai mult de 2 zile să ajungem la orașul meu natal, Ismail. Acolo ne-am întâlnit cu niște prieteni și a fost o coadă uriașă să trecem de granița Ucrainei. Am stat 22 de ore, dar după ce am trecut de granița Ucrainei, am luat un feribot și am ajuns în România în doar 40 de minute. Tu te simți în siguranță acum, practic de când ai pășit pe pământ românesc, ai avut acel sentiment de siguranță? Yes, for sure. Da, cu siguranță. I feel like at home actually because mă simt ca acasă. Deoarece românii sunt foarte primitori.
mă susțin și au aranjat și ne-au ajutat să ne simțim în siguranță. Dar în continuare, atunci când aud zgomote puternice, încă mi se face frică, însă încep să mă obișnuiesc cu asta, cu ajutorul oamenilor obișnuiți și oamenilor care mă găzduiesc acum. Și sunt foarte recunoscătoare că i-am întâlnit. Și noi suntem norocoasă. Și noi suntem recunoscători că ai venit la noi în platou. Aș vrea să-mi spui, Anastasia, ce probleme ați avut pe drum? Cât de dificil a fost? Nu știu, ce vă spuneau controlorii din tren? Cum s-a petrecut totul? Problema cea mai mare a fost să ajungem într-un tren, pentru că au fost cozi foarte lungi și foarte mulți oameni. Și a fost foarte aglomerat. Și mă bucur foarte mult că oamenii noștri încercau să salveze viețile lor, dar și ale animalelor de companie, ale câinilor, pisicilor, ale șopârlelor. A fost cel mai greu să urcăm trenul și apoi, după ce am trecut granița, nu au mai fost probleme, pentru că au fost foarte mulți voluntari care ne-au ajutat, mai ales pe mine. Ne-au ajutat să ajungem cu mașina, m-au ajutat să-mi iau câinele cu mașina. Spune-mi, te rog, Anastasia, cine a rămas acasă în Ucraina și cât de greu sau cât de ușor îți este să comunici cu ei în această perioadă? Familia mea încă este acolo, jumătate din familia mea. Stau în regiuni ocupate de armata rusă. Putem vorbi doar o dată pe zi, deoarece armata rusă blochează conexiunea. Sora mea mai mică stă cu soțul și copilul ei, iar sora mea cea mai tânără încearcă să plece din Ucraina în Polonia și apoi în Germania, pentru că acolo este un adăpost care acceptă studenți. Iar mama și mătușa mea au plecat în Ismail, care este la graniță, și comunicăm cu ei în fiecare zi. Și acum sunt cât de în siguranță pot fi. Deci, practic, în zonele acelea ocupate de ruși, ei sunt în interior și nu mai pot părăsi acele orașe. Adică dacă și-ar dori să plece în acest moment, ei n-au cum să facă asta, am înțeles bine? Părinții mei au avut o oportunitate să plece din oraș, dar mama mea este asistentă. Deci, din păcate, nu poate pleca acum, dar a promis că dacă orice explozii sau bombardamente se vor întâmpla, vor pleca, pentru că este foarte aproape de graniță. Teritoriile ocupate de ruși nu pot pleca din oraș, nu au cum. Și în spitalul unde lucrează ea, Anastasia, este totul în regulă acolo? Am văzut că rușii nu mai țin cont în ultima perioadă de absolut nimic și bombardează absolut tot ce le iese în cale. Depinde de regiune. Una dintre cele mai sigure regiuni este partea din vest a Ucrainei și partea din sud, deoarece sunt 250 de kilometri de la Odessa. Și sunt foarte mândră că armata noastră au protejat Odessa cu cât de bine au putut și nu au fost atât de multe bombardamente, dar dacă se întâmplă ceva, oamenii în acele teritorii vor ajuta pe cei care vor să plece. Spune-mi, te rog, Anastasia, dacă în orașele cele mai afectate de război, în Mariupol, în Harkov, ai prieteni, ai vorbit cu ei în ultima perioadă, ai reușit, ți-au spus ce se întâmplă acum acolo?
I have friends whose family is in Mariupol. Am prieteni a căror familie este în Mariupol și a fost o săptămână în care nu au putut să vorbească cu familia, dar avem foarte mulți voluntari și foarte multe grupuri pe ieri au reușit să ia contact pe rețelele sociale cu unii din ei, dar în Harkov nu am pe nimeni acolo, dar a fost sora mea, dar a plecat. A fost o călătorie groaznică pentru ea, dar a plecat până la urmă și acum este în siguranță. Unde stai aici în România, Anastasia? Spuneai că românii v-au primit cum se cuvine și noi să știi că vă susținem și pe voi și poporul ucrainean și pe toți cei care au rămas acolo să lupte pentru fiecare centimetru de pământ. Cum te simți tu aici și spune-mi, te rog, dacă cum ești în acest moment, unde stai? În acest moment stau la casa unui voluntar și una dintre cele mai bune persoane pe care le-am întâlnit în viața mea. Am fost în România acum 15 ani când eram copil, dar din păcate, din cauza acestor circumstanțe, am venit în România. Am fost foarte surprinsă. Aveți oameni extraordinari. Când am trecut granița, mi-a fost puțin frică pentru că nu știam pe nimeni și am întâlnit foarte mulți oameni care mi-au oferit ajutor, iar mulți dintre ei erau bărbați și am fost puțin confuză. Dar într-o oră de condus am realizat că mă simt mai în siguranță aici decât în Ucraina și este extraordinar. Vrei să rămâi în continuare în România? Te gândești să pleci poate în vestul Europei sau într-o altă țară? Ce ai de gând să faci în perioada următoare? Deocamdată am luat decizia de a sta până la finalul lunii aici, pentru că am avut foarte multe la care să mă gândesc și sunt foarte multe lucruri cu care trebuie să mă obișnuiesc. Desigur, în final aș vrea să mă întorc la mine acasă. Este în regulă. Dar nu știu încă ce voi face luna următoare. Important este că aici în România ești în regulă, ești în siguranță și să sperăm că tot ceea ce se întâmplă acolo o să se termine într-o perioadă cât mai scurtă de timp, astfel încât voi toți să puteți să vă reluați viețile pe care le-ați avut înainte. Știu că este dificil pentru tine, dar aș vrea să te întreb, poți să transmiți un mesaj pentru, nu știu, poporul ucrainean, pentru oamenii dragi ție de acolo, de acasă? Should I tell it in English or in, ar trebui să-l spun în engleză sau în poți să transmiți în ucraineană și să ne spui în engleză după aceea ce le-ai spus. Шановні друзі, моя родина, я дуже-дуже сумую за вами. Я сподіваюся, що зовсім скоро ми з вами знову зустрінемось. My dear friends, I hope, dragii mei prieteni, I'm missing you so much. Mi-e foarte dor de voi și sper că foarte curând ne vom putea întâlni și că putem să ne reluăm viețile pe care le aveam înainte. Îmi pare rău. Este în regulă. Aș vrea să te mai rog ceva, Anastasia, chiar dacă este dificil și să știi că emoțiile sunt și aici în partea asta a mesei. Ai un mesaj pentru cei care v-au invadat țara și aș vrea să-l transmiți în limba engleză. You're monsters. Sunteți niște monștri, ne omorâți copiii, ne distrugeți casele.
veniți pe terenul nostru și ne omorâți. Sunteți criminali. I don't know if we'll have ever forces to forgive you. Nu știu dacă vom avea vreodată puterea să vă iertăm ce ne-ați făcut. Please stop the war. Vă rog, opriți războiul. Am văzut, Anastasia, că sunt mulți oameni care vă susțin. O planetă întreagă este alături de voi toți. Am văzut că până la urmă și cei care i-au fost alături lui Vladimir Putin în ultima perioadă nu-l mai susțin acum și sperăm ca în curând să deschidă ochii și cei de acolo din Rusia și să înțeleagă că această criză umanitară și această invazie nu este ceea ce voi vă doreați, ceea ce noi ne doream. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în platoul nostru. Îți doresc multă putere și sper ca într-o zi să te întorci la tine acasă. Thank you very much. Thank you for inviting mulțumesc us. Foarte mult. Mulțumesc pentru că m-ați invitat și din partea Ucrainei, din partea țării mele. Aș vrea să mulțumesc oamenilor din România și ție și să vă mulțumesc pentru oportunitatea să mă adresez întregii Ucrainei. Îți mulțumesc din suflet, Anastasia. Domnilor, Anastasia este un caz fericit, dar impactul acestui război este pe mai multe planuri și va fi resimțit la un moment dat de noi toți, nu acum, peste câțiva ani. Discutăm imediat despre ce urmează și cât de gravă este situația din Ucraina, însă acum vă invit să vedem câteva imagini de acolo.